A doua poveste este despre munca asiduă, perseverență, seriozitate și ambiție. Este despre un copil extraordinar, Miruna Belciu, care demonstrează că un oraș de provincie poate fi o sursă valoroasă pentru oamenii de succes cu care ne mândrim. Din păcate pentru dumneavoastră și pentru noi, Miruna nu este nici alături de noi în această seară pentru a-și ridica premiul, dar ea se află la Bali, în Indonezia, pentru al doilea an consecutiv, unde va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori. Miruna Belciu, copilul minune al județului Bacău, este un model de urmat pentru tinerii care au și ei o responsabilitate față de propria dezvoltare și este o speranță a întregii comunități. Acum eleva Colegiului Național Grigore Vrânceanu din Bacău, clasa 10, profil matematică-informatică, Miruna și-a început ascensiunea sub îndrumarea cadrelor didactice ale școlii gimnaziale Ștefan Lucian din Măinești. Autodidactă, ambițioasă și serioasă, Miruna a descoperit tainele chimiei și ale științelor naturii în școala generală, când, odată cu participările la etapele județene, s-au văzut și rezultatele. Prin calificările la fazele naționale, urmate de premiile 1 și 2 la disciplinele matematică, biologie, chimie, știință pentru juniori. Cadrele didactice care i-au modelat profilul de excepție au fost doamnele profesor Mareș Mihaela și Tăbăcariu Anca. Premiul întâi, obținut la Olimpiada de Științe pentru Juniori, a făcut ca Miruna să se califice la faza internațională desfășurată în Coreea de Sud în anul 2015. Formând, împreună cu alți 5 elevi din țară, lotul olimpic românesc și obținând medalia de argint. Anul acesta, cu cea mai mare notă pe țară, s-a calificat din nou în lotul restrâns al României la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, care, așa cum a menționat și Monica, are loc chiar acum la Bali, în Indonezia. Și pentru că mereu mama sa i-a stat alături, doamna Mihaela Belciu, o voi invita pe dânsa alături de dumneavoastră în această seară. Pentru a ridica premiul Mirunei, un voucher în valoare de 4.500 de lei. Mirunei pentru recunoștința muncii sale și sperăm că în Indonezia va face o figură frumoasă. Vă mulțumesc frumos, vă doresc sărbători fericite, încărcate de lumină și speranță, un Crăciun fericit și tot ce-i dragi aproape. Vă mulțumesc!